Hai. Ce zici? Ți-a dat cu bicicleta? Ia uite. Doamne ajută. Ia uite, părinte. Ți-a dat cu bicicleta, da? Doamne ajută. Așa eram și eu când eram mic. Ai fost mic așa? Cu minte, nu cred. Așa spui cu minte. Eram așa, dar n-aveam bicicletă. Aveai bicicletă. La noi în ghetou cine avea sârmă cu cerc era... Dar stai, mai era căruț cu rulmelți? Ați avut la voi? Da, căruț cu rulmelți. Carbit ai avut? Carbit, bineînțeles, carbit. Puneai în cutia și îți îl exact. Plus injector, dacă mai țineți. Da, injector, cine avea trebuia să aibă pile ca mine la secția de tractoare. Exact. Injectoarele erau deja... Părinte, știți de ce v-am adus pe aici? Nu știu, așa, mulți copii pe aici, așa, părinți, mulți... Ce, pe aproape, foc. Foc. Părinte, care-i treaba? Am văzut că aveți o campanie, părinte, pentru o zi. Pornind de la această campanie, pe care vreau să vă explicați în fața telespectatorilor, o să extrapolăm subiectul către ce înseamnă a fi părinte ideal. Haideți să ne spuneți despre părinte pentru o zi. Ce înseamnă? Și ce constă această campanie? Despre părinte ideal va fi foarte greu să vorbesc, că ar trebui să fii părinte ideal, să vorbim experiență. Eu... Păi de asta vă întreb. Da, hai să mai să luăm părinte pentru o zi. Da. Marea problema omului contemporan în relație cu copiii este timpul. Și dacă aici vedem la ora aceasta, să spunem, hai, 20 de părinți cu copiilor, de fapt, cu copou, probabil că cam așa stăm în toate parcurile și acele splande din Iași. Adică avem 100-200 de părinți care stau cu copiilor la ora 5 după amiază. Vorbim de 100 de familii cu copii care stau astăzi, duminică, la amiază cu copiilor. Mă întreba unde sunt ceilalți 100 de mii și probabil că o bună parte din ei, părinții stau fie la o terasă, la o bere, nu că ar fi lucrul ăsta, o nenorocire într-o zi călduroasă. Dacă ar sta la un vin, așa, okay. La un film, la un rozea, ai zis, nu? La un rozea, așa. Okay. Și cred că, din păcate, copiilor stau și butonează. Tableta s-au dus, că au fost proaste de la minister, nu tablete. Doar telefoane, acolo strică și ochii, strică și mintea și un pic coloana. Corect. Și m-am gândit eu că dacă tot părinții nu vor să se lese de pierdut timpul copiii de stricat, ce-ar fi ca într-o zi de sâmbătă, când teoretic o bună parte a oamenilor sunt liberi, să-și ia copilașii de mânuță, vin în curtea unui biserici, cum e la noi în Țicău, unde noi tot adunăm zi de zi hăinuțe și la spital la Cuzavodă și în Țicău adunăm hăinuțe, scutecele, lapte, praf, papucii și alte lucruri necesare. Mama și fetițele sortează hăinuțe, că le place să stea acolo în coșurile alea mari, cât că-s la outlet. Tata și băieții merge frumos la mașină și încarcă între timp de la depozit alimente, eu știu, conserve, ulei, făină, zahăr, cartofi, ce avem noi adunat într-o săptămână, punem haine și ulterior și familia poate merge la o familie necăjită cu mulți copii și oferă tot ceea ce trebuie. Noi avem deja lista noastră cu nevoile unei familii. Deci ar fi un fel de transportori, un fel de cărăuși. Puțin spus, eu îi numesc un fel de părinți pentru o zi și pentru copiilor, pentru că nu și-au dat seama decât în mică măsură că ar trebui să fie părinți tot timpul, dar părinți pentru o zi și pentru copiii sărmani la care nu prea merge nimeni. Nu mai zic că mai vești de aceștia mici, care în timpul ăsta, acolo în bisericuță, într-o casă socială, îi punem la treabă. Desenăm, cântăm, spunem povești, să se satură de cultură, că dacă nu suntem la tăiul lui Eminescu, Boșdeacul Ecleanga e mai ideal de noi, să fie cultură la greu, că de ecrane ne-am cam săturat. Părinte, să trecem la partea a doua, pilulei de credință. Ce înseamnă să fii un părinte ideal? Părinte ideal este un termen mult prea generos ca să-l descriem în două cuvinte. Părinte ideal, putem vorbi de o mamă, în primul rând, nu? O mamă care, sigur, dă naștere copilor, dați de Dumnezeu. Tatăl nu poate fi părinte ideal? Și tata, da. Nu poate procrea. Cred că aș vrea, tatăl procrează, cu ajutorul mamei. Aș spune doar că trebuie să împărțim clar că ai sunt într-o casă sarcinile, bărbat și femeie. Și aici am eu o mică problemă. Ia să auzi. Am aflat, de pildă, că prima grădiniță
a fost făcută de Lenin în cultura asta noastră contemporană, nu contemporană, modernă, că vorbim de la 1917, parcă, cu Lenin asta. Să înseamnă că până la Lenin, copiii creșteau cu mama acasă și fecii de acele familii care își pot ține mamele acasă copiilor până la 7 ani, după care se merge la școală. Lenin, băiat deștept, a venit frumos, a confiscat copilul acea perioadă de grație în care el se bucură din plin de afectivitate și de blândețea mamei, l-a trimis în colectivitate ca mama să poată să meargă la muncă. Sigur, sunt și femei doinice de muncă în fabrică, sunt și femei care vor sta cu copiii, dar, din păcate, după acest episod Lenin și Gădinița, lumea s-a schimbat total, pentru că bărbatul nu a mai putut câștiga la fel de mult cât să-și țină mai ideal să-i crească pruncii. În situația dată nu poți vorbi, spuneam, pe aceeași mai, pentru că mama ideea este cea care dă naștere pruncilor, îi educă cel puțin 2 ani când dă statul român și statul nu face un mare gest prin cei 2 ani de concediu maternal. Nu uita, în țările din apus, 4 zile, o lună, 3 luni și cam atât. După care, mama de obicei pregătește pachetul, duce la gădiniță, pe copilașul preia de acolo, mai așteptată tata uneori, acasă mama la doarme, mama îi spune povești, mama, cam asta. Știți că am prieteni care sunt mai mame decât mamele, mamele neideale, nu? Da, deși da. Sunt tați. Mamele, Lenin le-a făcut bine unor mame din România, fiindcă au timpul să meargă prin mall, să meargă prin cafenele și tatăl rămâne cu copilul. Păi mai încet, mai încet, nu dai idei. Ce-s cu vorbele astea? Nu, da, eu foarte multe mame. Că... am 2 ani, am stat cu copilul, gata, mi-ajunge. Da. Eu vreau să merg și în mall, vreau să merg la cafea. Trebuie să recunoaștem că familia și maternitatea sunt, sau trebuie să fie cele mai importante hobby-uri ale unei femei, dacă vorbim în înțelesul general. Și acum mai iese cu fetele la cafenele? Iese cu soțul sau cu copiii, împreună cu prietenele, cu soțul, împreună cu prietenii de familie, pentru că nu văd necesar această ieșire separată și asta sacrificând acel timp atât de prețios pentru tine ca și familie, pentru mine ca și mamă nață copiii mei. Nu știu dacă acea cafea, acea ședință de shopping de la cumpărături aduce mai multă bucurie și mai multă satisfacție unei femei decât a sta un ceas cu copilul tău în brațe, a vorbit cu el, dacă uite, mai încep să și vorbească. Un ceas, părinte, da, dacă când stai 2 ani nas în nas cu copilul, el se mai satură și ele, așa înțelegi. Da, da, chiar și după 2 ani, eu nu cred că dragostea se epuizează și într-o dată, după 2 ani de stat nas în nas cu copilul, într-o dată nu vrei să mai auzi de copil și vrei să simți libertatea. Așa. Nu, multe dintre doamne spun că ar vrea să facă și altceva. Da, da. Ar vrea să facă, este dor de socializare de la serviciu, este dor de mersul pe stradă și așa mai departe. Pentru asta, familiile care au un nivel economic suficient de confortabil, apelează la o bonă, mai apelează, sigur, la o bunică și îți găsești acea stare de socializare de care ai nevoie pentru a ieși din acele lumea statică. Guri de oxigen. Da. Pe de altă parte, mama ideală este cea care, înainte de a duce copilului linguița la gură cu primele înghițituri, trebuie să-i pună și degețele așa în semnul Sfântului, să se facă Sfânta Cruce. Ar trebui ca acea mamă ideală, înainte de a învăța pe copil cunoscută, articunoscută, celebra, mult prea celebra poezie Cățeluș cu părul creț, să-l învețe îngeașul, îngeașul meu, tatăl nostru și alte rugăciuni pentru vârstele respective. Tot mama ideală este cea care, da, duce copilul la împărtășit duminică de duminică, dar trebuie să meargă și la împărtășit, să fie ea înaintea copilului la spovit în biserică, pentru apoi vorbi de mama ideală, nu? Așa ai spus. Și în acest context putem vorbi de o mamă care are o relație ideală cu pruncul ei, cu ajutorul lui Dumnezeu de sus, suntem creștini, nu-i așa? Și dacă are această capacitate de a ține și soțul aproape de acest dezirat, bineînțeles că vom avea și un tată ideal. Ok. Apropo de tată ideal, scuzați-mă puțin, părinte, ați atins un subiect foarte interesant.
Un tată ideal este tatăl care își lasă copilul să lupte de unul singur, sprijinindu-l din umbră, pe la spate, cum ar fi să ajungă cineva, sau dându-i toate pe tavă, ducându-l cu mașina, cum văd la mine în Podroș, până în poarta unității. Cumpărți un tren, vorba miliardarului american, exact, nu? Exact, da. Cum e ideal? Fiindcă eu vă spun sincer, eu am făcut din clasa 5-a, de la 11 ani, 50 de kilometri pe zi naveta, până în clasa 12. Deci 7 ani de zile, 50 de kilometri pe zi. Podoiloaia, Iași, Iași, Podoiloaia. Frig, minus 50 de grade, pești, proxeneți pe tren, prostituate, copii ai străzii, vagabonți. Sigur, a fost în județul Iași? Da, Podoiloaia, Iași, dacă nu este. Și avea așa ceva în celul tău? La, pe navete, vă dați seama, numai că erau la un alt nivel. Nu erau, tu îi vedeai, erau... eu nu i-am văzut, am făcut și o naveta la... la când am și lucrat da, la Mosta, dar la noi nu erau. Da, din ce zonă? Erau oameni buni, nu erau ca tine. Dar din ce zonă veneați? Ei, veneați din Mahala. Noi veneam Moșa, nu era Mahala, dar nu era ghetou, e diferența. Era ghetou, da. erau moșneni, oameni gospodari. Acum am devenit gospodar. Da. Ce să spun? Cum e mai bine, să-ți crești copilul într-un stil cea mai mare avere, mai de a fi? Sau cea mai mare avere pe care poate să o dea un tată unui copil nu este avere materială, să fii bineînțeles. Este educația. Educația. Iar educația, într-adevăr, din totdeauna a costat o avere. Ții minte cum pe vremea bunicilor noștri, un an de școală costa o pereche de boi. Ai auzit? Da, știu. O pereche de boi, un an de școală. Ei, în ziua de astăzi, gândește-nu că o bursă, cheltuielile de cazare masă la un copil de la noi la internat costă undeva 300 de euro. Asta mă refer la nivelul minim, cazare masă, transport, apă, eu știu, haine sumare. Da, tatăl trebuie să fie preocupat ca pe lângă această educație pentru, să spun, societate, pentru viață, la care nu are voie să facă rabat, trebuie să ofere copii și educație pentru familie. Deci tatăl asta mai... Da, să fii mai dur sau mai... Sunt lucruri la care nu prea ai voie să negociezi, pentru că dacă, cel puțin așa a fost modelul meu de acasă. Dacă mama a fost mai blândă, tata a fost cel care a reprezentat nu despre duritatea, ci... E adevărat că m-ai articulat, v-a bătut tatăl. Despre asta nu se vorbește, că nu vreau să acupuș că e la bătânețe acum. Asta mai trebuie, dacă... Că atunci erau educative, nu erau... Dacă soția lui Macron nu face pușcărie acum, că a trăit cu ăla când avea 15 ani, deci tata să facă pușcărie acum la 75, că mi-a dat și mie că... Nu, n-ați răspuns oricum, n-ați răspuns. Nu a fost o educație prin violență, dar a fost o educație cu disciplină și cu reguli, pentru că eram foarte mulți acasă, eram patru față acasă, familie mare, venituri modeste, și atunci pentru a fi totdeauna dispus și pentru educație și pentru alte mici facilități, trebuia să fie disciplină. Iar tata aici este mai intervenit, dar am zis niciodată în stare de ebrietate, niciodată să spun mânios, ci pur și simplu doar pentru a arăta că lucrurile așa se fac. Așa trebuie să fie lucrurile. Da, degeaba spui ca tată copilului haide la biserică dacă, sau mergi la biserică dacă nu ai fost niciodată la biserică. Degeaba spui copilul să nu fumezi sau să bei dacă tu ca tată ești clientul favorit al barilor din cartier sau din satul tău. Degeaba spui copilului să nu fure dacă tu țândăvești, dacă tu ca tată nu ești model de muncă în fața lui. Încât un tată ideal, da, este cel care ar trebui să fie pentru copil sfântul din casa ta. Ok, deci modelul. Modelul la care copilul trebuie să raporteze și nu doar să îl umple de frustrări, cum se întâmplă în ziua de azi, când foarte mulți adolescenți sunt plini de frustrări pentru un tată. Mi-a fost plăcut să aud din gura copiilor mei că nu au văzut, de pildă, familie în care să se înțeleagă atât de bine părinții cum ne-au văzut pe noi acasă. Și copiii astăzi interacționează. Nu spun spre laudă. Bineînțeles că un copil care vine dintr-un climat familial echilibrat, în care tata mai ceartă, în care tata mai mustră, tata este puțin mai, eu știu, astea sunt inerente, mai dur cu vorba, dacă mama este cea care știe să strângă în brațe și să umple cu dragoste, vorba nenegociabilă a tatălui, atunci familia este o familie ideală. Yeah. Tată ideal și mamă ideală. Părinte, haideți să luăm un interviu. Am văzut aici niște mame, niște tați. Să vedem ce înseamnă pentru ei a fi părinte ideal.
Haideți să mergem la domnișoară. Să știi limba română. Nu contează, întrebăm în engleză. And do you speak English? That's very good. Only a very simple question. There goes the father, Dan Damaskin. Only, do you consider yourself a good mother? It's the only question. Do you consider yourself a good mother? Yes, no. Just one question for Father Damaskin. Are you a good or a bad mother? Explica. It seems that our mother is good. I don't know anyone mothers that don't think that she's good. Every mother every is good? Mother, for my opinion, yeah, every mother is good. But I think all mothers think that sometimes... Of course, they are human beings, this is why. Where are you from? Întreabă, care sunt ingredientele care nu ar trebui să lipsească din punctul nostru de vedere sau din punct de vedere sau câteva caracteristici pentru o mamă ideală? What are the most important things that should characterize a better mother? A few things. Love toward the kids and only love, this is all? Yeah, if you love, you make all the kids will be happy. Strong? Strong, no? Puterea, no? Strong, no? Strong, the strength is for the man. What's your name? Mila. Mila? Ludmila? Yeah, Ludmila. Thank you very much. Have a nice day. Ce faci, Iprian? Care sunt calitățile unui tată ideal? Răbdare. Răbdare? Oh, răbdare. Bravo, asta e mare, uite, noi n-ai n-ai eu nu am. Ei, da, e prima? Da. De la 3 în sus vă obișnuiți, să vă spun sigur. Preții soția asta. Da, unde, dar acolo, da? Nu. De la 3 în sus se obișnuiește. Ce am spus, soția se odihnește și bărbatul suportă toate... Nu, asta soția face mâncare acasă și face clățele că mâine sâmbătă și vor să se lasez. Iar ea e și cu tate, că cine poate să mai alege după o zi de muncă? Mama unci și ea bănuiesc astăzi. Mama e o eroină. 90% din toată greutatea o duce ea. Asta ce fac eu aici e nimic din toată... Mama, deci, din punctul ăsta de vedere, n-am. Cum spunea... Cum spun Sfinții Părinți, o mamă se mântuiește prin creșterea pruncilor. Naște și crește de prunci. Aici vă mulțumesc cu doamna noastră. Naște și crește de prunci, nu de prunci. Nașterea acum poate fi trișată. Vorbim de nașterea tradițională. O epidurală, mai facem o cezariană, aia o trișez, durerile naștere. Trișez, da, dar nu poți trișa noul de salcin, nu poți trișa nopțile astea nedormite, mă rog, când... Acum, ce suntem noi să ne dăm cu părerea... cum e nașterea, cum e când... Păi, sunt prost, deci ce puțin informații, eu știu foarte bine, la prânt că sunt prost. Și am fost să adă naștere la soție. Deci nașterea e, într-adevăr, o sarcină, așa că sunt mari provocări pentru o mamă și unele nu vor să mai nască tocmai pentru că știu prin ce au trecut. Da. Adică nu creștea copilul, că soția zice, băi, dacă mai ajungi acasă, am 4, mai crezi 2, dar să mergi gata născut. Se mai combină cu profesionalismul doctorilor. Ai făcut copilul perfect pentru... Ai spus răbdarea. Alte două calități, să facem un top 3 pe care trebuie să le aibă un părinte perfect. Sau ideal. Cunoașterea la un moment dat, pentru că dacă... Bine, din nou, la mine soția cercetează foarte mult și înveți mult de la alții. Iar tu, ca tată, trebuie să te lași învățat ca să aplici niște reguli foarte ok pentru copilul tău. Și altă calitate importantă, primordială? Cunoașterea. Oh my God, eu știu ce, bine, trebuie să fii credincios, unul dintre părinți trebuie să creșteneze copilul, dacă nu sunt bunicii, i-au zis părinții. Asta e datoria părinților, nu la școală, alea ore de religie, alea sunt nimic, nu, părintele, bine, înainte, în tradiție, erau bunicii. Mai nou bunicii săraci nu mai pot, poate era spune. Familia de patriarhal, unde nepoții făceau parte în mod real, iar pe timpul comunismului, în mod necesar credința. Care ar fi, ca așa mi-ar trebui unii? Care am învățat 5 ani și știu... Nu văd de ce știu. Nu, dar zic, și eu sunt foarte greu încercat. Am momente când, bă, da, eu mai cred. Deci e foarte greu, dar nu știu, credința și ce obținem în zilele noastre și vedem și cum influențează mass media și tot ce... Mie mi-a plăcut la un moment dat expresia unui șef de instituție, șef de poliție, spune, domnule, e nevoie de credință la militar aici în că aveam 800 de oameni și avea angajat, spunea el. Spune, e mare nevoie. Și de ce? Și atunci când nu mai sunt eu,
că nu e șeful de post, e Dumnezeu Domnul. Corect. Pentru o conștiință trează și o viață corectă, morală în societate, legea, în cazul de față, eu știu, prin baston, prin pistolul Carpați, nu mai sunt suficiente. Conștiința pe care o plămădește credința în Dumnezeu sunt absolut necesare pentru un bun mers în societate. Iar la copii, ce să mai spui? Pentru ei, Dumnezeu și Înger Păzitor sunt cele mai mari ancore în lumea pe care o cunosc și care nu o cunosc. Da, dar părerea mea e importantă. Părinții, cum pornesc copilul. Pentru că dacă îl pornești ateu, nu va fi vina lui că părintele, cei 7 ani sau 10 ani, a spus, bă, ce biserică, ce, lasă-mă cu... Uite, mai greu va reveni pe uite ce zice Nietzsche, sau uite ce spune Darwin. Adică e greu, de-aia zic, nu știu, în ziua de azi, doar noi, părinții, putem schimba generațiile, putem schimba țara, putem păstra credința cât de cât ok, nu poate cum a fost în trecut, cu tradiții, cu lucruri... foarte frumoase. Da, unele din ele poate exagerate pentru ziua de azi, zic unii, dar e datoria noastră. E datoria noastră. Mersi mult, Ciprian. Felicitări și soția chiar vreau să văd despre... Soția este o minune. Despre aceea, asta e expresia mea, asta pot să o patentez. De la trei în sus te obișnuiești. De ce? Ați spus. Oricând e spus pentru o negociere, da? Doamne ajută!